Când s-a întâmplat în 98 de a, de a muri maica mea atunci ați să mă s-a totul, tata a început să bea, eu am plecat de acasă, am locuit într-o uscătorie de bloc. M-au dat afară de acolo din uscătoria aia și am găsit un subsol de bloc. Frigul îl am și acum, îl simt în, am cu deget pe pereu și cu deget în de urechi. Bă, când am simțit o dată aici, mi-a luat cu Mi-a luat cu mi-a morțit limba, a rămas așa, achinozat. Am muncit la, la cartoane. Înjurat, denigrat, făcut. Mi-aducea diriginta de mâncare, mai mă duceam și pe la copiii din cartier, că știau părinții că n-am unde și mă mai chemau să mai mănânc, să mai mă spăl pe la ei, să mă aștea. Vă jur că mă duc acasă și plâng, mă. Dacă știam prin ce trec, dacă nu mă mi de atunci. Eu am făcut parte poate din cele mai urte brigăzi ale României. Dă cu pricea cu te omor. La mine să frește lumea să Cu datul un cap și cu datul cu pumn în gură și cu dat cu sabia în cap. O să te duci la pușcherii și tot să fii și te pui la sfârșit de noi și spui mami, mami, pune și mie că n mami, mami, de ce zic mami, mami, că în rest, nu te mai bagă nimeni să seama decât mă ta. Păi da, m-am făcut oameni pe TikTok de ziua mea. 60.000 de dolari. Am băgat 140.000 în filme. Nu uite, eu n-am casă, o să stau. Unde e dreptatea? Dacă tu ești într-o gală de luptă automat, că trebuie să și vorbesc că-l bas pe ăla. Da, normal. Problem. Nu te babă. Vine Machiavel la conferință, beat. Normal că îl sparg, îl distrugă cu tare. Da, da. -avea cum să-l bat în viața mea. Că era dublu. Înțelegi? Bă, Machiavel mai nasele cu muzica asta, bă. Bine veni venit Machiavelli Bună seara și bine v-am găsit Cum a fost drumul până la noi? A fost un drum uh, anevoios Cu rele, cu bune, cu trafic, cu astea, De la mine din Vitan până aici A, Vitan vii? Da Vine da. de din zona aia mai bună Da Noi stăm în zona aia mai, mai rea Ne scuze <laughs> de <că> Nu <în> <laughs> neapărat că e mai bună Dar e mult, e capătul altul, cred că îți da. da. da Și ora asta la care ai plecat Da Cine este Machiavelli? Băi, Machiavelli, cred că e format din mai multe stereotipuri. Că eu fac și muzică, și film, și TikTok, jocuri, glume, toate chestiile astea. Nu zic acum că le fac bine pe toate, eu zic doar că le fac. Cred că e un personaj mai complex așa, un personaj mai creativ, care dacă acum îi vine lui să facă o un film sau ceva, îl face, gata, bă, îl fac. După aia îi vine să facă muzică, stai că mai când nu știu ce. După aia o dau un glume, după aia o dau un ăsta, știi? Că sunt mai agitat așa, nu știu. Le, bim pe, le îmbim pe, toate. Cred că le îmbind, da. Cred Dar de unde îți vin atâtea idei creative? Din sectorul filozofic. Da? Da. <laughs> Din creier. Dar numele de unde vine? Bă, numele acum, cred că 8-9 ani. Eu eram fan Tupac ascultam Tupac, deci ce ai, le știu, melodiile pe drost. Și mai început eu să zic că, ho, bă, Macaveli, bă, Macaveli, mai nasă le cu muzica asta, bă, Macaveli, Macaveli. până la urmă a rămas Macaveli, am pus Macaveli, știi, și dacă așa a rămas până acum... Nu coș, cred că așa rămâne, că n-am ce să-i mai fac. Dacă și oia care mă strigau înainte pe nume, nu mă mai strigă. Până și p -p mătușii mea, până și oia care erau de copii, macaveli. S-a creat, dacă stai să te gândești, s-a creat un brand pe treaba asta. Mai ales acum odată dată cu TikTok-ul da, și cu internetul da, și cu YouTube-ul. Mie nu-mi place ca cineva apropiat să-mi zică Macaveli. Mi se pare rece, mi se pare de... Când spun străinii sau știi, eu, apropiat îmi spui Alex sau cum știi, cum vrei tu. Cum vrei să spunem noi aici în emisiune, Alex cum, sau cum Macaveli? Dori, Macaveli, îți dai seama. Ok. Sau Alex, cum doriți, că nu mă interesează. Continuăm branding-ul, adică Pai da. ce să mai ne oprim? Continuăm branding -ul. Cum a fost copil copilăria ta? Bă, nasoală. Zine. Nasoală. Nasoală. Vrei să zic ceva? Zine. Și să mor eu, dacă nu spun cum mâna. Dacă știam prin ce trec, dacă nu mă mi de atunci. Nu oh. cred. Urâtă. Urâtă. Deci, ok, până pe la vârsta de 12 ani. Știi? Tata, acum am o familie normală, modestă, nu aveam lipsuri, nu aveam ăștia, pireau, ok. După când s-a întâmplat în 98 de a, de a muri maica mea, atunci asta e să mă s totul, Tata a început să bea, eu am plecat de acasă, Înțelegi? am stat vreo, cred că 3 sau 4 ani, până prin 2003, am locuit într-o uscăturie de bloc, știi că era olea sus mm. la etajul 4, Știu, de punea lumea la uscat, știi? Și după aia am plecat în Italia, dar urâtă, urâtă, cu frici, cu spaime, cu toate căcaturile mai ales în timpurile ele, că nu erau timpurile ca acum, știi? Adică nu exista protecția copilului sau asociațiile ăștia care să aibă grijă. Eu mă la școală, venea diriginta doamna Ghindă, dacă mai trăiește o salut să-i dea Dumnezeu sănătate, venea și mi ducea în gătea aia acasă și mi ducea la școală, că știa situația, știi? Urâtă, urâtă, da, în același timp și frumoasă cu amintiri și cu, bine, acum, acum, fiind mare, știi, că ți-aduce aminte de ele, dar atunci, la momentul respectiv, erau nasoale rău. Dar care a fost factorul decizionar pentru care te-a făcut să pleci de acasă la vârsta de 12 ani? După ce a murit maica mea, tata, eu nu-i dau vină. Ulterior, crescând, înțelegi, am început să înțeleg anumite lucruri, că poate și eu m-am pierdut în unele. Eu cred că el s-a pierdut acolo, n-a mai putut de acolo. Înțelegi? Îmi tot zicea, bă, mai bine murei tu decât mai bine murei tu decât mai bine murei tu decât S-a pierdut, a clacat, el nu putea să trăiască fără, el nu făcea nimic fără ea, practic. Ei se cunoșteau de la 16 ani și până la 49 când a avut ea, ei au fost amândoi, deci nu... Și... A început să bea, a început să mă bată și nu că mă bătea el. Mai venea și cu beții Ivan și mă mai băteau și ea, știi? Și la un moment dat am fugit, m-am luat inima, m-a dat într-o zi afară în pielea goală și de atunci nu m-am mai întors acasă până am plecat în Italia în 2003 și m-am întors în 2006. Da, am întors în 2006 și atunci am început să mă mai duc acasă. Să mai trec pe la el, dar ulterior nici el nu mai era ăla. Se schimbase. Se schimbase, nu mai era cu anturaje, cu bețivăneli, regreta că îl vedeam așa, știi, că avea pe suflet ce făcut să și ăștia, Și am avut o relație cu el, cât de cât ok, că mă mai duceam pe la el, până în 2015, când a murit și el. L-am găsit mort în casă. Uh, nu, nu am ce să-i reproșez, ba din contră, eu cred că trebuie să-mi cer iertare la el pe anumite uh, chestii. Până la urma, normal și de drept, ei nu erau părinții mei uh, naturali. Biologici. Biologici. Eu fiind în fiat de ei la uh -huh. patru luni jumate, nu mai știu, știi. Da, na. Dar cum ai reușit tu să te descurci la 12 ani singur? Pă, povere stăteam, fii în tu. Erau mai mulți copii în cartier. Cum, sunt, cum erau în toate cartierele yeah. de altfel, nu? Că erau gașcă de copii, 7, 8, 10, 15. Și într-o noapte m-au dat afară de acolo din uscătoria aia, vecinii de pescară, nu mai ți -mi minte ce s-a întâmplat, și am găsit un subsol de bloc. Era un bloc din la spațial, să numeau, cu acoperiș deasupra, știi? Și am găsit un subsol de bloc, Se bă, dorm aici, că n-am ciment pe jos, ce-ți dai seama, subsol, țăvi, n-aveai ce să faci. Și s-au dus ăștia, aveam niște prieteni, Laurențu, Smiley, Demix, s-au dus și mi-au furat vreo, cred că, 60 de preșuri de pe la uși. Erau preșurile alea, știi, erau alea de cauciuc. Păi n-a da. Da, și mi-am făcut un pat atât, știi? Și am dormit acolo vreo 7-8. Dar acolo stăteam în uscăturie, mâncam, făceam temele. Că eram la școală, încă mă duceam la școală în clasa 7, în clasa 8, premiant. Deci erai conștient de faptul că tu trebuie să continui viața chiar dacă ai luat da, da, nu, nu. nu. Păi, eu știi ce cred că m-a salvat? Faptul că nu am realizat în ce căcat sunt. Adică n-ai conștientizat? N-am conștientizat gravitatea situației. Că eu dacă conștientizam, eu am luat-o cred că ca o peripeție în timpul ăla copil, știi? Că eu îmi făceam temele noaptea, în scara scriam pe ușe. Era o ușă din asta de lemn dată jos, nu mai știu și scriam pe ea. Și mă duceam la școală a doua zi, înțelegi? Mi-aducea diriginta de mâncare, mai mă duceam și pe la copiii din cartier, că știau părinții că n-am unde și mă mai chemau să mai mănânc, să mai mă spăl pe la ei, să mă aștea. Și eram, am fost premiat până în clasa 8 -a. Și n-am mai continuat la liceu din motivul că mi-a fost rușine să mă mai duc la școală, aveam niște o pereche de adidași albi și mi s-au rupt în bot. Și i-am i-am lipit prima oară și nu mai s-au rupt de tot, îmi la degetul, efectiv, știi? Și nu m-am mai dus la liceu din cauza asta de rușine. Și m-am mai dus o săptămână, două, trei, patru, cinci, m-au... Aș... Ce s-a ales praful, mai... Și în Italia ce ai făcut în perioada aia? Bă, în timpul la furam. În 2003, ca și cavale. Deci cumva trebuia să te descurci, la... n-aveai încotro. Frate, nu îndemn pe nimeni și le și spuneam ăstora din ziua de azi la copiii ăștia, bă, tata, voi să nu vă luați după ce au făcut alții, că la noi așa au fost timpurile, așa au fost factorii de viață, trebuia să te descurci, nu avei murei, înțelegi? Plus că nu compari 2024 cu 98, 99, 2000, înțelegi? Dar asta nu înseamnă că ce auzi pe la unul sau pe la altul trebuie să pui și tu în practic. Din contră, trebuie să iei o, o învățare din treaba asta. Să asculți că e frumos și eu mă, mă uit la podcasturi și eu mă, mă la povești de viață. Băi e frumos, dar asta nu înseamnă că trebuie să fac și eu, știi? Că nu mai e. Ei au acum și toți care se uită, care sunt copii, au șansa să urmeze o cale mult mai dreaptă decât am urmat-o noi. Că noi am fost împinși de, de situații, nu că am vrut noi să fim infractori, că sau că, că până la urmă nici n-am dat în cap la oameni, nici n-am violat oameni. Practic furați de lumea. foame. Mergeam să ne le facem 2-3, dormeam pe stradă, ce? No. Statul nu-ți dădea nimic. Înțelegi? Nu no. aveam ce să fac. Asta a fost, nu îmi pare bine că, sau, că dacă aș fi putut să urmez o școală sau dacă aș fi avut o șansă să mă fi și pe mine cineva... <laughs> Să, să, am avut șansa să mă duc la marină, înțelegi? În, eu dacă apucam să mă duc la, la Constanța, la marină în timpul ăla, dar tata mi-a luat și mi-a tăiat buletin. Tot ca să-mi facă rău, să nu plec, în fine, nu mai contează. Și mie mi-ar fi plăcut să vină cineva să mă ia, să-mi bă, hai că, uite, ia de muncă. Sau prima oară când m-am angajat cu Adidas și am muncit la, la cartoane. M-am dus la cartoane, trebuia să umpli tirurile de cartoane. Era mormane. Era ca un cartier, numai cartoane. Ce veneau de pingunoaie, că umurdare, izinite făcute. Și după o săptămână, știu că ne-a plătit la era cu un ochișor, nu știu pe unde mai e băiatul ăsta, ne-a dat 250 de mii, erau hârtiile alea maro, de 5 Și m-am dus în piață, în Craiovița, și mi-am luat prima pereche de Adidas, și minte, și acum niște Adidas Nike nu erau buni, negri decât cu un nai, cu o în față, pe, pe, limbă, știi? Mamă, dacă și acum... Ai Era cel zice... mai bucuros, Da, e și acum ați bolnav de încălțăminte, de atunci. De căl... Cred că mi-a rămas sechele... trauma, trauma da, de încălțăminte. Exact. Că deci oriunde, dacă mă avut... duc printr-un mall sau ceva, prima oară mă uit la încălțăminte, să-mi iau încălțăminte. Că -mi și zicea cu cine, cu cine eram, ce bă, ai nebunit, tu, ai 40 de perechi de ai dași câte nu știu. Și frigul. Frigul și frigul îl am și acum, îl simt în, îl simt Cum a început povestea ta pe TikTok? Mă, pe TikTok dintr-o prostie. Noi eram pe YouTube. Eu făceam vloguri, intram live, muzică, așa. Și vine Alin și îmi zice Mișlu Ferraru, bă, mamă, intra pe TikTok. Bă, sclavule, hai mă, pe TikTok că ești două, te bă, cu TikTok. 230 de dolari, să ai pe TikTok, ai pe TikTok. Acum, și vin și eu, și Ferraru pe TikTok, i-am zis și lui Conacu, Conacu, îți dai seama, dacă a văzut că a plecat toată lumea, el dacă să rămână acolo, i-a convenit, nu merg, nu merg, nu fi. Și a venit pe TikTok. Și ușor, ușor, că nici noi nu știm cum am ajuns pe aici, până aici. <gători> să muriu, dacă, din când, n-a fost un calcul, știi? Bă, mergem noi pe TikTok și facem noi. A venit așa, Nu. cred că am căzut noi mai plăcut sau, nu știu. Dar ai început Apar. cu live-uri, n-ai început cu creare de conținut, nu? Am început cu live-uri, dar având în sânge de pe YouTube, făceam și conținut, mm -hmm. știi? Că eu și acum, dacă te uiți, cât de cât m-am conținut, știi, la mine pe profil, nu e doar postări cu lei și cu universuri. Da. Și după am renunțat la YouTube. Nu, mai ne mai făcut în 5 luni, voi știți cum e cu algoritmul de canal, dacă nu mai faci una, la, mai pui tu după aia la revedere, știi? Ce atât. Da, frumos pe TikTok. Care a fost cea mai mare sumă să o iei într-o seară pe TikTok? <sus> dacă poți să ne spui. Poți să spun într-o săptămână. Spune. Nu într-o seară cea mai bună săptămână, dar aveți tu acum, dacă tu spui treaba asta, ăștia să gândesc că în fiecare săptămână e așa, că oricum s-a creat-o creat, o, creat o asta, că lumea e milionară pe TikTok, că noi luăm milioane, zeci de mii pe săptămână, sute de mii, nu e frate așa. Îți spun eu cum, unde ajungi, uite, din poziția mea, undeva pe la 20 de mii pe lună, pe lună. 20.000 de dolari pe lună, sunt vreo 17.000 de euro. Uh -huh. Dar cam asta e. sunt cifrele reale. A, ah. Ca ai vreo săptămână norocoasă, o dată la 5-6 luni, și o, oh, oricine o poate avea, dar nu milioane, sute de mii, miliarde de euro, astea sunt nebun toți. Dar uh, pentru cifrele astea, cam cât presupune să stai pe zi live? Păi, nu mai poți să ai noroc să ai în două minute un milion de puncte sau da. În inițial muncești, frate, că lumea ce că nu e muncă, tu știi foarte, mai faci și voi podcasturi. Cel mai greu lucru din lumea asta e să muncești cu oamenii și să muncești cu psihicul tău. Să fii atacat, înjurat, denigrat, făcut, stai să te ocupi și de aia și de aia și de aia, mulțumește 100 de inși și făi și toate astea și le faci o zi, două, trei, o săptămână, două, trei, dar deja când ajungi să le faci câte trei, patru ani, obosești la un moment dat. Că nu e așa cu domne, că stai așa, pe nu stai așa, că noi nu stăm așa. Uite, sunt cerc în când câte 4-5 ore. Voi știți ce înseamnă. Tu, să rupe stomacul în tine, te dor plămânii. Nu să te facă ăștia la concerte. E o muncă, știi? Plus toată treaba asta psihică, într-adevăr s-au făcut bani, nu zice nimeni că nu s-au făcut, unii au făcut mai mulți, alții mai puțin dar nu toată lumea are milioane de euro și uite eu n-am casă unde să stau. Înțelegi? De ce? Și îți fac și explicația că domnule că ai făcut bani pe TikTok. Păi da, m-am făcut bani pe TikTok, de exemplu am făcut 300.000 să zicem, da? Dar eu sunt unul dintre ei care a dat afară, am băgat 140.000 filme, sunt filme. Nu mai punem. scuzați-mă, nu mai punem videoclipuri, ajutoare, că vrei să spun o chestie. TikTok România în patru ani de zile cred că a rezolvat mai multe cazuri sociale ca guvernul României. Reale. Înțelegi? Deci unde sunt banii? Asta din un... ajutorul tiktok TikTokarilor care nu, care nu s-a văzut pe camere și pe toate, pe toate chestiile. Care s-a și văzut, -a, nici nu s-a văzut, dar mm -hmm. au fost sute. Înțelegi, nu eu. Toți la comun împreună mm -hmm. cu oameni. De asta spun, ei nu se gândesc. Ei se gândesc, de exemplu, că X a luat aș 5000 Păi da, bă, X a luat aș 5000 dar X și-i în buzunar. Eu nu mi-am băgat în buzunar pe toți. Eu am dat afară, uite-te, să vede. Înțelegi? Tu știi foarte bine cât costă un film. Cel mai prost tot te duce 30.000. Cât ar fi el de prost. Montajul și că stai și ăștia. Da, s au făcut cea mai bună săptămână a fost 2000... Anul trecut de ziua mea, nu, nu de fapt, 2022. De ziua mea, 60.000 de dolari. Asta într-o lună sau o săptămână? într-o săptămână. Într -o săptămână. Ai făcut vreodată un calcul estimativ cât ai scos de pe TikTok în toți anii ăștia? În toți anii ăștia, în patru ani? Eu cred că undeva la... Eu cred că am produs undeva la 500 de mii, dar am băgat în buzunar 300. 200 de mii reinvestiți și ajutor nu dat de și așa mai departe, fi. nu? Bandații, filme făcute, melodii, că te duci la un studio, faci o melodie. Investiții. Tot investiții, investiții uh -huh. înțelegi. Uh -huh. Dar nu că investiții, că pe unele nu au niciun ban. Am făcut filmul ăla, costic, am băgat vreo 50 și ceva de mini el și n-am luat un franc pe el. Că l-am pus la liber pe YouTube. Azi lasă-mă da. să fie pentru oameni, știi? <coughs> exact atunci, în timpul ăla. Nu, am făcut, dar nu pot să... Bă, nu pot să mă plâng, să vorbesc că ca, domne, n-am bani, domne, mor de foame, domne, dar nu... Ălea de se exagerează, milioane de euro, sute de mii pe lună, o fi, sunt vreo 2-3 care n-au făcut nimic și doar și-au băgat în buzunar. Dar nu înseamnă că e toată lumea așa, știi? Eu unul nu. Ai fost țepuit vreodată? Chiar și pe TikTok sau în viața reală? Bă, nu cred. Poate că am vrut. Poate că mi-a fost milă și am vrut. Nu, nu, dacă ai fost rău. tu țepuit. dacă ai țepuit tu. Da, 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 zic, poate că m-am lăsat țepuit, a, așa că am, lăsat am vrut tu și... Că ai vrut. Da, așa nu cred. Că n-ai cum să mă țepuiști. Am 25 de ani de stradă, cum vine vorba, de experiență. Școală vieții. Și prin toate domeniile, știi? Și cum să mă... Nu, pe miră, sunt 3 secunde. Ce Consider că faci? drumul ăsta pe care tu l-ai avut odată cu luarea deciziei de a pleca practic în stradă, te-a uh, construit pe tine ca om într-un mod pozitiv? Mă raportat și acumulat Toți anii ăștia De stat în stradă Cred că da Adică m-a făcut să fiu mai empatic Să înțeleg anumite situații Să înțeleg anumiți oameni Să-mi dau seama prin ce trece omul ăla Cât de cât, că până la urmă nu poți să știi Prin ce trece un om, indiferent cât ți-ar spune -l. Dar totuși ai o idee, știi Eu cred că m-a schimbat foarte mult și m-a schimbat foarte mult și m am maturizat ultima pedeapsă de am avut o conchisoare. Ok, da, nu uite asta, nu știam. Mm, nu știam. Ba da, am fost și la... Cred că ultima foarte mult, m-am intrat acolo, cred că prost și am ieșit cu capul pe umeri. Știam, bă, stai așa că nu e... Cât a fost pedeapsa? Un an și patru luni, 16 pe luni de zile. Și fapta, poți să ne-o spui? Da, o conducere fără permis. Mm -hmm. Și foarte mult m-a maturizat. Am văzut acolo niște chestii care, bă, dor. Erau unii, l-aveam pe neamărin, stăteam noaptea în geam la 2-3 și stăteam așa, știi, te mai trezeai, îl vedeam, ce faci, ce e să faci, atât? Avea 25 de ani. Ce e să fac atât? Nu m-am familie, nu m-am nevastă, nu m-am copil, nu am nimic, m-au uitat toți, nu zis, uite, mă, știu, așa ajungi, așa ajungi, înțelegi? Și am luat așa niște lezi, bă, stai așa că nu e, știi, hop. Adică te-a speriat cumva toată treaba Nu neapărat că m-a speriat, cât m-a făcut să realizez niște lucruri normale, știi, bă, nu e ok. Gat, ok. Bă, ești puști. 19, 20, 22, 23, faci o greșeală, ok, ai căzut la închisoare, se întâmplă. Toată lumea poate să ducă, o greșeală o poate face oricine. Bă, da, la 30 și ceva încolo și nu mai prea poate să te mai... Că deja ești scos din circuit. Mai ales dacă ai nevastă, copii, familie, mamă, tată, nu știu, știi? Sau ai o carieră, ceva, știi? Deja gata, te-ai terminat. Pentru ce? Că le-am mai spus eu, stura, dumne, că, bă, să... asta cu șmecheria și cu... Eu am făcut parte, poate, din cele mai urâte brigăzi ale României. Dar asta cu șmecheria și cu datul în cap și cu datul cu pumnul în gură și cu datul cu sabia în cap, în 2024, mi se pare o prostie. Dacă vrei să le faci, trebuie să ce în 2000 să le faci. Că acum spun eu ce se întâmplă, ca, ca puști ești influențat din podcasturi, din vloguri sau ce arată ăștia pe la televizor, pe la, pola, la, pe că mai nou jmecherii uh, și interlopii sunt prezentați ca niște supereroi, eu asta cred că văd copiii în fața lor și te gândești, doamnă, dacă îi dau o sabie în cablu ăla, dacă îi dau un pumn în gură, mamă, dacă nu, păi spune ce se întâmplă, îi dau o sabie în cablu ăla, te aplaudă ăștia de pe lângă tine 5, 10, 15 minute, bravo, verești, mecherești, ciumeghești, cu și cu tare și după aia suși pola, la Rahova vreo 10-12 ani, și te pui la sfârșit de noi spui, mami, mami, pune și mie că Mami, mami, de ce zic mami, mami? Că nu te mai bagă nimeni în seama decât măta. Mami, mami, mai pune și mie că n-am pachet. Stai și te uiți la lună. Și care e șmecheria? Șmecheria e să faci bani, să ai 2-3 lei deoparte, să te duci cu familia, cu copiii, cu gagica, cu gagicul dacă ești femeie, să ții o haină, să te plimbi, să te distrezi, să mănânci o înghețată. Gata, s-a dus timpurile alea. Mai vezi tu vreun șmecher al țării care a mai dat o palmă la cineva în ultimii 15 ani? Eu n-am mai auzit. Nu-i vezi să apucă drogați, veți pe la discotecă, care mai de care își dau două, 3 bicege, că ăștia nici mai știu să dea, dă cu briciagul te omoară. Și să duc câte 20-25 de ani și la urmă plâng pe acolo și ori spală pe doamne ferește ce fac, și, și reghetă viața. Nu e ok, de asta le-am spus la toți, bă, voi nu vă luați după ăia și după ăia, ăia, uite, și ăștia, jmecherii țării, bă, tata, și era vremea, da, și era jmecheria în timpul ăla. Acum aș altceva. Să faci bani, da. să... Înțelegi? Să trăiești viața, să fii în libertate. Să trăiești viața, chiar dacă ai mai puțin bani, când ești liber, e altceva. Că o să te duci la pușcherie și tot să o să fii. Știi? Da. Ai. ai fost vreodată influența negativ de anturaj? Sau te-ai lăsat vreodată influența negativ de anturaj? Da. 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 Întotdeauna, vezi tu, eu dacă n-am avut o familie, încă de mic, prietenia am văzut-o altfel. Și m-am aprofundat prea mult în prietenii, simțeam că ei sunt ca o familie gen, știi? Și întotdeauna am crezut în oameni, întotdeauna am crezut mai mult cred decât credeau ei în mine și chiar și în ultima perioadă m-am lăsat influența de antura, știi? Și da, asta e una din greșelile, din mele care, care le-am făcut. Ai fost influența negativ, da, prietenii adevărați ai acum? Să-i nu mergi, nu știu. Bă, Cred că da, Cred că da. Și din punctul meu de vedere, singurii prieteni care poți să-i numești prieteni sunt ăia din copilărie, cu care ai copilărit. Ăștia au întâlnit pe parcurs sunt și ei, dar până la un punct. Chiar și ei din copilărie, până la un punct. Că până la urmă toată lumea și-a văzut de viață și-au făcut familii, copii nu poate să țină mai mult la tine decât la familia lui, yeah, aia e normal. clar. Da, da, sunt, 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 da, sunt. sunt. Nu, mulți, dar sunt. Și ai fost rădate? Prieteni ai fost? Depinde de la ce nivel. Uh -huh. Bine, un nivel. La un nivel mai mediu, așa, mediu. Da, 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 da. Poate și o am trădat la rândul meu, nu știu. Fără să-ți dai seama, înțelegi? să Înțelegi? Poate și fără să-mi dau seama, poate și de influențat de anumite chestii, poate și o am, am mai greșit, înțelegi? Nu e numai ăia sunt nenorociți și o stă la album, de sărac, trădat. poate și o le-am mai făcut. Poate unii au avut dreptate, nu știu. Vreau Hai. să jucăm un joc, se numește Whisper Challenge. Vrei no. să-l jucăm? Jocăm Uite, și ai 30 de secunde la dispoziție, punem timerul. Și eu spun câteva 5 cuvinte și tu Ok. Încerc să-mi ghigești cuvântul. De da. drumul la, la muzică. muzică. Televizor. Televizor. Avion. Televizor. Davidov. Televizor. Te-am văzut. Televizor. Televizor. Aviz. Televizor. Televizor. Ah, Libidou. Xemineu? <laughs> Libidou. Libido. Emilescu? Libidou. Stilou? Libidou, da própria. Libidou. Episódio? Libidou. Blondu? Libidou. Mais um, mais um. Libidou. Libidou. É Libidou. É Eă, yeah. ce era, Libidou, logoped. Coropeștiniță. <laughs> logoped. Logoped. Cop, -co cooperativ. <laughs> logoped. Opt, logoped. Ou, logoped. Oh, oh, oh. logoped. 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 <inaudible> bon. bon. Schizofrenic. Silimarină Schizofrenic Oligofren Schizofrenic Schizofrenic Să tu lovezi Schizofrenic Tu vezi? Schizofrenic Me frig, nu știu Schizofrenic Dovezi? Schizofrenic Nu știu Schizofrenic cu schizofrenic. natură. Oh. Limbist. Dar pe natură. Dar Calamitate. Dar pe Nu știu. Dar pe De la primul minut. Dar pe natură. L-a prins pe el. Dar pe natură. Nu, nu știu. E că mai zic, dărăpănătură. Stop. E pe minus. Era e, e dărăpănătură. dărăpănătură. Ah. E mă, că n-auzi nimic. Ai făcut vreodată vreun compromis ca să obții ceva material? Nu, niciodată. Și n-aș face asta pentru nimic în lume. Am crescut așa cu, cu asta, cu demnitatea asta. Adică dacă, bă, dacă nu te sufăr, bă, nu te sufăr, ce poți ai? Bă, să fii poleit în aur. Nu te înghit. Adică nu ești genul care, hai să mă fac frate cu dracu Nu cum să mă fac că mor de drag, nu pot nu pot, nu te înghit, îți spun direct, pleacă cu pleacă dracu, dar ce așa, că ești femeie, că ești bărbat, nu mă interesează. Nu am putut. Niciodată, -am, cred că am și pierdut pe asta, dar nu e o că e un lucru bun, știi? Dar cred că dacă puteam să fac asta, probabil eram mai bine pe plan social, știi? Dar așa sunt mult mai bine pe plan spiritual. Care crezi tu că e motivul care te-a împins să, să, ai demnitatea asta în tine? Oare faptul că ai plecat de acasă și că ți -ai, -ai, ai încercat să fii independent încă de la o vârstă fragedă? Mă, nu știu dacă e un... Nu, 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 nu cred că am găsit un motiv nu, nu. Cred că așa știu. De genă, de nație, de... Nu, dacă nu te plac, nu te plac. Poți să ai miliarde. Am întâlnit oameni cu milioane de euro, femei cu milioane de euro, bărbați cu milioane de euro, care puteam să am treabă cu ei sau să am tangente Și nu da, am vrut dacă nu plăcea persoana respectivă, nu doar pentru simplu fapt că ai bani, gata, tu ești cine ești. Ești tu nimeni. Practic, dacă ești un jeg, poți să ești un jeg și cu milioane și îmbrăcat de la dolce și îmbrăcat de la orice tot jeg rămâi. Dacă asta e sângele tău de jeg în tine, ăsta ești. Dar nu că ești un jeg, că, vezi tu, sunt unii oameni care fac lucruri rele, că că, că, că fac lucrurile, că și tu ai făcut rău și eu am făcut rău și toți o mai căcăm câteodată, toți mai dăm cu ea de gard. E, dar sunt unii care o fac din suflet, conștienți, premeditat. E, o ia scoate adevărat niște jeguri. Ai întâlnit astfel de oameni? Da. Da. Care a fost experiența ta cu astfel de oameni? Păi nu știu, că nu prea am băgat în seamă. Nu prea m-am apropiat foarte adică mult. Adică evitat. Da, nu prea m-am apropiat foarte mult. Mai bine am preferat să stau singur, or să n-am, să ăștia, decât să intru în așa ceva. Că întotdeauna lucru îmbărligat, lucru necurat. Ești genul de om care ești foarte precaut când intră în contact cu alți oameni noi? Nu. Nu? Nu. Nu prea dau importanță așa prima dată, știi? Decât dacă se nimerește să, nu știu, să lucrăm la un proiect sau să avem o activitate mai de lungă durată, atunci încep puțin să-mi dau seama de tine ca om, știi? Tu așa nu trecut cu tine, te las în ale tale, poți să fii cine vrei tu, că nu mă interesează. Uite că ne-ai făcut o invitația de, de, podcast. Da, păi da, m-am chinuit puțin să dau de el. I-am trimis câteva mesaje. Nu, dar le-am văzut, le văzut târziu, nu știu. Le-a văzut târziu, cred că le-ai văzut în urma unui comentariu de-al meu pe da, care ți l-am dat. Nu știu, da. Dar a acceptat foarte repede invitația. Păi n-am Ne-a, ne ne shea... scris de câteva ori că îi place ce facem. Nu, păi așa n-am treabă. I-am văzut pe ăștia, zbă, mișto să dacă nu. Chestii. Uite, zic că oricum n-am fost niciodată la niciun podcast, știi? Uh -huh. A, deci deci, uite, exclusivitate uh -huh. la noi. Da, n-am fost la... Bine, emisiune ăștia, da da da, la la da, 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 podcast nu știi. Și zic, ia că mă duc și ce s-a dus Dumnezeu să-l ierte, să-i primească și eu nu. Îl salutăm pe Nea Florian, pe nu avem nevoie de niciodată. El pândește de numbră. Da, da. e mereu pregătit. El e mereu pregătit. Adică dacă spuneam acum, nu știu, bă mă simt rău că de asta am și evitat să spun că sunt. Să -i, să -i, că, poate, că poate așa de nevoie de Da, era cu el, pregătit, lustruit. Păi ne-a zis, ne-a zis ne -a când a zis, venit da. aici, a zis noaptea când îmi sună telefonul, gata. S-ar să Eu știu că, eu știu că e de treabă. Dar în zice mă veselesc. Da, da, da. Deci Neaflorianul se potrivește cu aia, că era asta, Regina Nopții sau cum o cheamă. A, cred că a. știu ce zice. Da, cred stavol, că da 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 da, 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 Le face tatuaje uh -huh, la mod, să zici, să mă ce oameni buni. Poate îi punem legătură, să facă un business împreună. Da, el îi sapă și ai în groapă. De ce ai ajuns să intri în gala Eric Sef? Ai jucat vreun rol de Smart pentru a atrage public ceva? Păi da, nu am zis niciodată acolo că Smart Nu, eu acolo am intrat pentru show. Deci a fost exclusiv pentru exclusiv show. Exclusiv one-man show. Man show. deci nu e nicio uh -huh. gară cu bătaie și coci. Automat că dacă tu ești într-o gală de luptă automat, că trebuie să și vorbești că-l pe ăla. Da, că normal. Consul. Nu te babă. <laughs> te întreabă la... Crezi că Nu, domnule, nu-l bat. Am așa. Normal că îl sparg, îl distrugă cu tare. Da, da, da. Dar o aminte, exclusiv pentru show. Și băi, eu cred că, de fapt, nu că cred, estimativ și pe statistici, și pe Afru, cea mai tare gală Erixef ever. Cea mai vizionată, cea mai bună în statistici. De ce? Pentru că la un moment dat se uita lumea la ea ca la telenovelă. Nu mai era, deci nu mai era despre bătaie cine să mai bate. Era, vine Machiavel la conferință, beat, ce mai zice lui ce mai zice lui ce, mai, zice -la, ce mai spune lui ăla. Ne-am uitat și noi. Înțelegi? Nu mai era despre, știi? Știa toată lumea că nu aveam cum să-l bat în viața mea. Că era dublu. Înțelegi? Da, a fost totul absolut de show. Absolut de șoc. deci ia. pentru tine, practic, asta a fost uh, cumva să-ți ridici imaginea să intri în Eric Sef, Vă, mi-a și plăcut. Mi-a și plăcut. Mi-a fost și drag. Înțelegi? Că dacă nu mi-a... să spun o chestie, indiferent care dacă nu mi-a drag de un lucru, nu-l fac. Adică dacă nu mi era drag să vin aici sau să mă fi simțit eu să nu veneam. Știi? Doar atât. Ai repetat vreodată experiența asta? Mă, aș repeta, o am mai spus. Singura modalitate în care aș mai repeta o vreodată e pentru vreun caz social sau pentru vreun copil bolnav. Da, dacă un copil are nevoie de bani, poate să mă provoace o cine, vin și lupt cu condiția ca banii și ai mei și ai lui să ducă la cazul ăla. Așa, da, în rest nu mai am, vreau să audă ciumegăreală de smardoială de prostii din asta. Dar pentru un lucru, adică pentru o viață de om sau pentru sănătatea unui om, da, aș lupta, n-ar fi o problemă. Dar cu singura condiție, toți banii să ducă acolo. Să nu ia nici la nimic. Cu cine te înțelegi tu cel mai bine de pe platforma TikTok? Nu, nu prea mă înțeleg cu nimeni. Serios? Nu. De ce spui treaba asta? Pentru că sunt, eu ce am în gușe și în căpușe. La mine se ferește lumea să gen dintre colegi, știi? Bine, Ferraro așa mai, știi, Alin, știi, cu ea mai, dar restul, nu prea, nu, nici nu sunt certa cu ei. Să zici, bă, am vreo problemă cu ta, nu prea suntem prieteni așa, că sunt o fire mai, mai nesimțită. Știi, dar bine, ne pe realitate, pe dreptate, nu cam ceva cu oamenii sau că mai ziceau și domne că te de oameni, bă, eu n-am nimic cu nimeni. Dacă tu nu tei de mine sau nu zici nimic, cu mine trăiești 100 de ani dacă mă lași în pace, nu am nicio problemă. Dar așa nu prea am prieteni și nici nu există. Pentru că fiecare își trage focusul boala lui acolo, fiecare e pentru el. Așa că se ține o, limită de bun simț și de amiciție, da. Dar prieteni nu e acolo, nu există. Cu cântatul, cum te-ai apucat? Cum, cum a fost experiența? Eu am mai cântat acum vreo 20 de ani, când eram puști, pe la Craiova, știi? După aia îmi plăcea. Era un hobby, știi? Îmi plăcea. Și acum, ulterior, de când și cu YouTube-ul, mă, dar zic, ce drept, nu și mi un microfon. Și mă, când, pe ce cu că e bine, că e rău, fac dambla, știi? Și am început să cânt. La unii le place, la unii nu, la unii, că știi cum e. Și sunt împărțite. Dacă bine, nici salam nu cântă bine pentru unii, nici, știi? Așa pentru e. unii cântă forță și ador, sau... Mă, nu vreau să intru în subiectele astea cu muzica, că... Unde, unde ai vrea tu să duci toată treaba asta cu muzica? Sau un dovezi peste 5 ani, să zicem? Mă, nu știu, nu știu ce să zic, că nici nu m-am, vezi tu, nici nu m -am axat special pe asta, știi? Să stau de ea. Adică nu crezi că ai putea să te duci la evenimente? A, da, mai fost. Da? Am mai fost, cum, la nu la botezul, la evenimente, peste tot. Cum? Și care e genul care îți place ție cel mai mult? Am fost cu, am fost, <coughs> am cântat cu Salam la Berăia Mhm. Mm era vreo 3.000 de persoane, 4.000 de persoane, am mai fost așa, știi? Dar nu m-am axat numai pe asta. Bă, genul meu e muzica ușoară, uh -huh, de uh -huh. fapt, știi? Dar și manelele unele dintre ele, știi? Eu nu știu, mi-ar place la un moment dat să am un concert așa, știi? Dar un concert, nu, cum să zic eu, o, așa o... Uh, fusion? O, o fusion, sală ceva. Din asta, o sală așa. din asta cu mese și cu să din aia puțin aprinsă A, pe bă, masă și Vintage. Pe vintage, așa, știi, frumos, cu calm, cu cutare, știi? Mi-ar place. Cred că o să fac o dată, o să fac așa ceva. Ca la un teatru, cum e, cu scenă. Da, 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 mi da, imaginat da, ce știi? Spune. Știi? Da. E, de, de... Așa, pă, ca un fel de... și ce mi-am dorit eu când eram mai puști? Să cânt pe croazier. Și de ce n-ai încercat niciodată? Bă, nici nu știu unde cu să apelezi, nu știu unde dreacu să scrii, nici nu știu cu cine să-i legătura cu treaba asta, știi? Aia mi-ar fi plăcut pe croazier. Avem noi un om. Avem noi pe să știi, vorbind după emisiuni. De ce emisiuni. Pentru că acolo muzică ușoară, spaniolă, italiană, engleză, eu în toate limbile, știi? A cunoști mai multe limbi, tu, nu? Da, Sunt în spaniolă, engleză și italiană, știi? Cu un și topac, frumos. One more show. Altceva, știi? Așa, hăt cu dumeală. Toată lumea. care e artistul tău preferat din România? Muzică, film? În muzică. Bă, în momentul de față, Leo de la Roșiori. E preferatul tău. În momentul de față, îți dai seama, în ani mi-a plăcut foarte mult. Asta nu înseamnă că de alții nu-mi place. Mi-a plăcut de Salamul, de Adrian când era, știi? Dar în momentul de față, îmi place Leo de la Roșiori. Că e cel mai bine pus la punct așa din toate pozițiile, știi? Ca muzică. Și ca film, cred că Radu Gabriel, nu știu dacă îl știți. E îl, dacă îl vedeți, îl știți, e imposibil dacă Probabil, probabil da. Na, nu există așa ceva. A jucat în Las Fierbință, în primul episod, pilot, primarul. A, a gata, știu. mai bine ne spune aia. așa. Așa da, spune, da. Înțelegi? Gata. Deci, nu. Părerea mea, na. Uite că vorbim de Las Fierbință. Ai vrea să ai un rol acolo? Da. Și unde mi-ar plăcut să joc în clan. Da. da. Adică Și ți s-ar fi, părut, ți fi părut că ți se potrivește genul ăsta de rol de mafiot, de sincer, dacă aș fi, dacă contactat mie, mi să port TV orice Eu știu să dau aură oricărui și rolul de nebun și de prost din lați fierbi și de tâmpi și de ciumec din clanul, știi? Dar nici n-am scris eu pe la castinguri, pe la ăștia, pe la ăștia. bă, dacă cumva vreodată mă sună careva, mă duc. Dacă nu, înseamnă că nu m-a văzut nimeni și înseamnă că nu ce trebuie, știi? Și cam mai. e. Că, și oricum, în ziua de azi, referitor la, la film și la industria asta din România, bă, nici nu mai contează, contează cine joacă în el, știi? Numele. Joacă cu toare, joacă cu toare. Oricum, poveștile filmelor din ultimii 10 mm -hmm. ani de căcat. S s și seamănă, probabil. Seamănă, de căcat, n-au cine știe ce. Nu vreau să dau exemple, că nu vreau să jignesc pe nimeni, că nu știu cel mai mare cinefil din uh, România, dar slab. Slab. Mm -hmm. Eu cred că ai putea face un film cu 100 de mii de cu o poveste de s-ar lumea pe ea. Dar e o industrie, fiecare vrea să-și facă 3 lei, 7 lei, și Sunt cam mai ziune și la de 6 ori prețul. Da. De? Că s-a închiriat cu Wednesday. Cu aparatura. ce am auzit și noi. Da, ce am, am auzit și noi. Asta acolo măcar iar pe ea. Iar pe nu stai noștri, Eu nu stai noi. Bă, a dat în anul, bine l-am făcut. E, că noi așa suntem. Așa e. Cum vezi viața după ce ai trecut printr-un AVC? Bă, n-am făcut AVC. N-am făcut? Nu? Nu, nu. Informații. A fost un, cum se numește, anevrism. Uh -huh. Dar nu aveți, știi? Probabil noi am văzut că lumea a, mai și exagerează a, pe tine. Bă, nu, prima oară, dacă eu eram în spital acolo și la pe targ, am văzut că s-au dus ăștia și pe la aventuză, pe la antena 3, avea ce, bă, stați, bă, că nu i aveți. Uh -huh. Bine, nici bine n-am fost. Dar n-am fost, știi? Adică ce s-a întâmplat mai exact cu tine? <sus> mă, eram plecat, eram prin Belgia, nedormit, obosit, stresuri, griji, nebunii cu ăștia, cu și deci, la un moment dat... Toată ziua m-a durut ca un, un, un ca un topor aici. Eram printr-un știi? De am zis, bă, curentul. Ceva, știi? Și bă, am intrat pe live, jucam cu Florin Salam. Mm -hmm. Mamă, tot mă durea, tot mă durea, tot mă tot mă Și am ajuns acasă până la 1 noapte, nu mai știu cât era. Până nici când m-am dat să mă pun așa pe canapea, bă, când am simțit o dată aici, mi-am luat cu m Mi-am luat cu tot mi-am morțit limba. A, rămas așa, închilozat. A, și tu ai avut impresia prima oară că e AVC? Păi nu, am avut așa, am rămas închilozat, au chemat ăștia salvarea, ăia de la salvare când au venit, văzând că eu nu mai eram da. cu limba șcutare, ce, domne, cred că AVC. Bine, vorbim și cred că și pe franceză ăștia, cine știe ce au înțeles, și ăștia, până am ajuns eu la spital, ăștia deja gata, AVC, AVC, știi? Da. Ei și ulterior mi-au făcut substanță din aia de contrast, căcaturi din alea, am stat acolo în spital. Da, sunt bine acum, cred. Ia spune-ne și nouă, tu de-a lungul timpului în ăștia patru ani ai fost implicat în câteva scandaluri pe TikTok. Scandalurile astea au fost pentru marketing sau au fost reale? Mă, eu eu vorbesc de mine, în ce am fost implicat, eu m-am certat pe bune, cu toată lumea de m-am certat. Adică n-a fost nimic pentru doar să, doar ca -a să scriești imaginea N-a fost nimic regizat sau? sau doar să cresc pagina, că n-am ce să o mai cresc, că le mai spune unul, ce să mă cert eu mă cu tine, cine să mă mai știe ea? Nu, eu dacă m-am -am certat pe bune, așa mi-a venit, Mai ai supărat sau am avut eu nebunie sau crize sau poate am fost eu prost, nu zic că a fost toată lumea de vină, știi? Da, nu, a fost pe bune, eu unul, nu știu, el alții. Da, vrei să spun ceva? Eu cred că niciun scandal n-a fost regizat, că îi cunosc și pe el alții. Toată lumea s-a certat că s-a certat, unii invidioși pe alții, alții de la bani, alții de la prepotență, alții de la ceva, dar s-au certat, știi? A, că unii s-au certat, s-au și împăcat după aia, și lumea a luat-o, pe păi bine, domnule, te înjură, te face cu tare și după aia vorbești cu el, ai altceva, da? Aia ține de demnitatea fiecăruia. Eu nu m-am împăcat cu nimeni cu care m-a încertat. Te-a afectat vreodată scandalurile astea? Te-au afectat? Și dacă m-ar fi afectat, n-aș spune aici. De ce? Că întotdeauna nu trebuie să vadă lumea ce, de ce exact. ești tu afectat, că da. aia o folosește împotriva ta. Așa e. Dar pot să spun un singur lucru, că după 7-8 ani de online, am dezvoltat imunitate. La, adică pe mine pot să mă înjuri acum 3 ore, 7 ore în continuu, de cine vrei tu, cu poze, cu mama, cu, cu cine dorești, că no, mai... Ce să mai... Dar la început de... cum ai perceput hate tu? Bă, la început era urât. Că, păi, cred că pentru toată lumea. Îți dai seama, te bolea, te enervezi, te cutare, să demonstrezi tu că nu e așa. Că zice unul, domne, ăsta acum nu știu câți ani l-am prins că nu știu ce făcești, tu te că acolo și aici, păi stai, domne, că nu e așa. Și intri într-un cer și stai și te cerți uite cum a fost discuția cu Montana, nu știu dacă o știți, în cu filmul cu recidivistul, dar am ajuns pe la canal de... Caz într-un cer vicios și tu încerci să demonstrezi că nu e așa, știi? Și ce demonstrezi? Niște prostii pe care le inventează alții, că nici măcar nu, știi? Și... da, nu, nu, deci cumva te consuma toată treaba asta. Da, și da. crezi că a avut vreodată vreun impact negativ păi asupra sănătății? Păi stai să mă care. Normal care. Păi da, am ajuns până, până, să vină poliția acasă. Am ajuns în poziția în care ne-a dat canal de -a. am ajuns în poziția să mă duc peste ăla la Timișoara să-l omor. Să-l omor. Da, vorba. Metaforic, da, știi? Da, 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 Să dau în el sau să dea el sau să ne batem, știi? Da, da, da. Da, acum na, 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 nu. Po, să faci ce vrei tu. Singura chestie să mă deranje să vi la ușa atât. -ai ce să mai. Stă rău Machiavelli cu nervii? Mă, acum nu mai stă. Acum nu mai stă. Stătea înainte. Mă prindeam repede, vorbeam prost, că cred că asta m-a și stricat întotdeauna gura. Că eu așa să mor dacă nu plâng de oameni. Mă, nene, plâng de oameni, dacă nu-ți dau tot ce vrei tu, ce... E, gura, prost. Dar de la un timp, de vreo câteva luni de zile, nu mai. Știi? Adică sunt calm, nu mă mai nervez la orice, nu mai gata dacă îmi zice la ceva sau eu să fac să trec, nu le las de la, știi? Nu, nu mai sunt. Nu mai sunt. Dar cred că a văzut și majoritatea oamenilor că mi-au și zis, bă, pe că am schimbat, nu mai ești tu ăla de... Poate e și parte din maturizare, nu? Probabil e și o parte din maturizare, probabil am și conștientizat niște lucruri ulterior, știi, că de fapt ăsta și ce drag, nu e bine. Indiferent, chiar dacă ai dreptate, știi, nu poți să ai o poziție agresivă de fiecare dată, pentru că chiar dacă ai dreptate ești perceput ca un om agresiv, știi? Sau dacă ai dreptate, fă o în altfel. Nu, bă, bă, game și bă, 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 stai puțin că nu, știi? Altfel, da, da, da. știi? Mai, ești mult mai bine văzut și cred că așa e normal. Știi? Ai primit vreodată avansul de la o persoană de la acela sex? A, <laughs> nu, nu Cred că de la 10%. Dar e și normal, da 4-5 ani, tot internetul ăsta, suntem peste tot, bă să n-i mai 2-3 să-ți dea mesaj, nu există cine spune că n-a primit, mănâncă că a, că nu răspunzi a, la ele. Mă, în general, am răspuns, dar la mod un bun simț, de exemplu, bună, ce și frumos sau cu tare și uh -huh. zic bine, mersi, mulțumesc frumos pentru apreciere, uh -huh. atât, știi? Adică am răspuns în limita bunului simț că m-am gândit, bă, nici să nu zic că bă, nu răspunde că sunt bulangiu sau că sunt ghi sau nu. Nu, frate, îți răspund ca om. Înțelegi? Mulțumesc frumos de apreciere, îți mulțumesc din suflet, știi? A, că nu intru cu tine în detalii și cu știe, că n-am nimic. Eu nu hăituesc n-am avut niciodată ceva cu persoane de genul, că până la urmă, frate, fiecare face ce vrea cu viața lui. Nu suntem noi stăpân pe intimitatea nimănui, știi? Atâta timp cât tu Ești un om de o altă conotație sexuală, dar ești un om liniștit, un om la locul tău, un om care își vede de viața lui și nu deranjezi ce să aibă cineva cu tine. Că s-a creat în România o ură datorită celor de, 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 de altă natură care intră și înjură, vorbesc curât, vorbesc porcos. Da, într-adevăr, imaginea LGBT-ului s-a stricat datorită persoanelor ăștia câteva care au făcut o mizerie pe online. Dar eu nu cred că toate persoanele din LGBT sunt așa. Cunoști și, uite, dau un exemplu, Cătălin Botezatul, Răzvan Botezatul, că sunt niște oameni extraordinari, că poți stai de vorbă cu ei, nu e că vine să pe tine, știi? Fiecare, eu nu am nimic cu nimeni, fiecare, ataticul nu mă deranjează pe mine, poți să faci asta. Zic, și când nu te agasează și nu, te... nu te... te ai... și n-ai un limbaj porcos, că vezi tu, lumea zice, dar ce domne ai ceva cu mine că sunt gay? Nu mă sclavule, eu aș avea ceva cu tine și dacă ești om normal și vorbești urât. Nu neapărat da. că ești gay. Victimizarea asta și asta psihologică la ei, da, în fine. Da, mai am, am, am mai răspuns. Nu. Da. Adică, practic, nu contează nici de ce religie ești, nici de da, ce orientare sexuală ești, oricui? atât timp cât ești om. Vorbesc cu oricine atât timp cât... Bine, până la un punct, până la o limită, nu intrăm da, 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 da. A suferit vreodată Machiavelli din dragoste? Da. Da. Ei și acum, și acum sufăr. Adică ai trecut precem printr-o despărțire? Da. 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 Și da, bine, din vina mea, greșeala mea, știi? Vezi că întotdeauna mai sunt ăștia care dau vina întotdeauna pe altcineva, știi? Că e mai ușor, știi? Dar eu sunt conștient de unele chestii și că am cacat-o, că am gafat-o și că sunt prostul cum știi? Și da, și că mai sufăr. Mie nu mi-e rușine să recunosc. Poți să-mi spui trei defecte și trei calități ale tale? Trei defecte? Da. Bă, prost de gură rău. Rău de tot. Iau decizii de căcat pe moment la nervi. Și mă mai multe defecte, nu știu, am multe. Ce calități? Bă, nu știu dacă calități, că îmi calit pare rău. Întotdeauna. Bă, dar îmi pare rău din suflet, știi? Bă, câte ori fac niște chestii urâte, bă, jur că mă duc acasă și plâng, mă plâng, stau singur și plâng, bă, dar prost sunt, bă, bă, dar abuză, bă, jocură de om, bă, dar ce trebuie am avut, mă, cu... Sau de ce am zis, mă, treaba asta, de ce am, știi? Bă, atât, în rest, nu știu. Care, acum, da, fiecare persoană vede la tine poate unele lucruri care tu nu le vezi, bune sau rele, știi? Asta depinde de om, unii le văd, alții nu le văd. Dacă ai avea puterea să dai timp înapoi, ce ai schimbat la viața ta? Să dau timp înapoi? Da. Bă, dacă aș avea puterea să dau timpul apoi, l-aș da acum vreo un an și să amintea de acum, știi? Să amintea de acum, să realizez tot ce am realizat acum, tot ce mi-am dat seama acum și omul care sunt acum, că nu sunt acela, știi? A fost vreun eveniment care ți-a impactat viața acum un an și ceva? Nu neapărat. Sau poate da, dar cam așa l-aș da de acum un an, știi? Adică ca să fie bine. Bine, așa, da, intrăm în limita SF-ului, l-aș da acum 26 de ani, nu mai murea mama și știi... Cu... Așa. Ea. Crezi în paranormal sau ai avut vreo experiență cu treaba asta? Da. Am avut o grămadă. O grămadă. Puști. Mai ales după ce a murit mama încolo. Păi, uite, sau, venea tata, venea, era tura a doua. Și venea de la servici noaptea. Dormea dus. Bă, nene, și s au auzat un casă. Ba, apa la wc ba, furculițele lingurițe, ba, ușa, ba, cu tare. Deci, ajuns aveam coaje în ureche, că dormeam cu degetul în ureche. Dormeam cu degetul pe pernă și cu degetul în ureche. Că nu mai suportam zgomotele din ca, știi? Și s-au mai nimerit și noaptea peste că noaptea e lungă. Și noaptea pe străzi vezi multe. În an de zile, noaptea e lungă, știi? S-au mai nimerit chestii. Cred, bă, eu cred că ceva e. Nu știu acum sub ce formă, dacă e ca în Biblie, cu foc și cu furci din aia de bagă aia în tine și cu, dacă stai să îmi spui mie că noi murim, că acum 2000 de ani am mușcat cineva dintr un măr, deja ne oprim acolo, că n-ai ce să mai discutăm, da? Eu cred că ceva e, n-ai cum să fii mai carne și os, știi? Ceva e, eu cred că de fapt, că uite, cum îl cheamă pe domnul cu Dumnezeu să-l ierte, Dumnezeu să-l primească? Florian? Florian aminte de domnul Florian. Eu cred că nimeni n-a murit de fapt, știi? Eu cred că toți sunt undeva prin Univers sub formă de ceva. O transformare ceva. Da, ceva, nu știu, o energie ceva. Da, asta cu era și cu ea, cu biserica, mă lasă. Nu crezi? Nu crezi în Dumnezeu? Da, dar nu cum îi le ei. Da, Dumnezeu e unul cu barba albă și dacă faci rău, te. Adică, crezi că toată treaba asta e o poveste, de fapt, care ne-a fost vândută? Mă nu e o poveste. Eu cred că așa au gândit-o ei la vremea respectivă. Știi, așa au văzut-o. Și, automat, religia e o chestie inventată să țină masele sub control încă din vechile timpuri, că dacă stai să o gândești, biserica a făcut mai mulți morți decât primul și al doilea război mondial. Cruciadele, Inchiziția, războaiele sfinte duse numele Domnului, au făcut nenorociri. Credința e una, religia e alta. ei oricum te indoctrinează cum vor ei. Că, domnule, dacă nu faci asta, te bate Dumnezeu. Nu te bate, bă, Dumnezeu. Bă, Dumnezeu nu mai ești de mult. Eu, din punctul meu de vedere, că Dumnezeu a venit, a creat și a plecat. Că nu poți să dai un răspuns la toate astea ce se întâmplă pe planeta asta, dacă ar fi o dreptate undeva. Adică, ok, îmi dai un răspuns la război, pe așa vor oamenii. Ok, îmi dai un răspuns la... Bă, dar copiii de la oncologie, ce răspuns îmi dai acolo? Păi, domne că păcatele părinților... Păi, stai că nu e corect. Cum adică greșește bunicul meu și trag eu? Unde e dreptatea? Înțelegi, că tu stai să cauți, asta nimic nu e corect. Dar cu toate astea, ceva e care ne ține aici și un Dumnezeu, o forță divină, o ceva, știi? Acum, Ana, mulți numesc cum vor ei. Iac, Dumnezeu, Eu, va, alac. Ceva e. Din toată viața ta, din momentele grele prin care tu ai trecut te-ai îndepărtat vreodată de Dumnezeu crezând că te-a părăsit? Da. Da. Deși, fii atent, întotdeauna m-a scos la liman. Mă, întotdeauna. Dar în exact momentele când, bă, n mai, nu s-a mai putut, știi? Că ai văzut, nu e când te rogi, tu vreau eu. Și eu cred că la am te scoate când vede el că nu mai e unde să te mai duci. Da, 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 da. Da, am avut momente când... Am avut momente și când am dat vina pe el pentru anumite lucruri. Mai ales în adolescență, știi? uite tu și au așa sau uite ce s-a întâmplat, că de ce m-ai lăsat așa sau cu tare, de ce m-ai mai dat ca să mă chinui, ce viață e asta, că ajungi la... Da, am avut momente. Mi-a părut ulterior, știi, n-a fost bine, dar vezi tu, caracterul omului la nervi și mai ales pus în, în fața unor situații de viață, la un moment dat clachezi, că până și Isus, care a fost fiul lui Dumnezeu, nu? a clacat odată în grădina Ghețemani când a zis, tată, tată, dacă e cu putință, ia paharul ăsta de la mine, adică mi-e frică, nu mai pot, dacă poți să mă ferești și odată pe cruce. Că știi, știi, Eli, Eli, Lema Sabachtani, de ce mai ai părăsit? Adică și el a avut o, o din asta de, bă, gata, m-a lăsat, știi? Și eu cred că asta, asta, nu e un păcat, cum, cred că e natura umană, știi? Că nu e cu... Dacă tu realizezi după că, bă, stai puțin, că e prost de la făcut-o sub... Vezi tu cum e și cu credința asta? E una când iei un preot și îl pui aici la masă, unde e căldură, unde e liniștit, și spune, da, eu cred în Dumnezeu, Dumnezeu există, e bun, e cu tare, cu tare. Și alta e când îl pui pe unul cu două mitraliere la cap, dezbrăcat complet, bătut spart într-o situație de aia, ăla nu mai gândește ca asta. Că eu știu că de la căldură toată lumea e bună. Vai, ce mișto, da? Pune-te în situații de viață. Ia, du-te tu, mă, și rămâi pe păduri prin munți. Au schimbat circunstanțele. Păi da. Du-te și rămâi 7-8 zile dezbrăcat prin, prin Să mai, 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 spui tu că e... Bă, sunt oameni care au credință din aia... De... nu zic că nu Are există. Stat în peșteră și în... Da, da. Dar marea majoritate o clachează. Nu mai... Nu înțelegi? Te-ai gândit vreodată <sus> să intri în politică? Nu. No. Noa. Ce ai, Aș fi la pușcărie, cred. Asta de, nu... de ce cauză? spune <sus> tot pe față. Da. Păi nu cred că rezistă, da. pentru că nu s-ar lăsa manipulat de... Niciodată. și fi luptătorul luminii. Ultimul războinic al Bucureștiului, nu știu. Adică nu fă bă, așa că așa trebuie. Ce, du-te de aici la pușcărie toată lumea. <laughs> Dar să zicem că ai fi președinte <laughs> pentru o zi. Ma. Ce ai schimbat în țara asta? Vai de capul meu. Ia un pic, Dani. Care ar fi, da, care ar fi prima chestie pe care ai schimba-o, să zicem? Bă, aș da niște legi mai drastice. Acum știu că o să-mi iau hei de la uh, uh, interlopii ăștia de cartier, de carton, de la puști ăștia care să crede cineva, dar bă, da niște legi mai zice că știi ceva? Bă, suntem în 2024. Au colonizat ăștia Marte, mă au puțin și colonizează. Bă, nu mai poți să trăiești ca în junglă. Și referitor la violență, și referitor la nivelul de trai din România, că sunt oameni care n-au ce să mănânce, sunt copii care, practic, dar ce să mai mă, toată țara e o prloagă. E o părloagă, Că tu te uiți și că zic ăștia, domnule, n-are lumea bani. Că morurile sunt pline, că fiecare are un telefon de 23 de milioane, fiecare are o mașină de 15-20 de mii, că ăștia, bine, bă, dar asta e 20%. Ce vezi tu pe aici? Dar du-te în alea uitate de prin Maramureș, de prin Ardeal, de du-te în zona Valea du la Valea Jiului. Că te iei cu, cu mâine de cap în Valea Jiului. Care ăia, bă, au fost oameni muncitori, tată și oameni de gospodărie și ăștia. Și n-au, înțelegi? ce să schimb? Trebuie să o schimb pe tot. O vin și e altă țară, că n-ai ce, <grijă> păi ce să faci. Păi n-ai ce să faci. Dar un... reset. Da, reset. Reset total. Dili din fabrică. Revenire la setări. Știi? Aia, n-ai ce să mai faci. Și plus legea astea cu că toată lumea a luat de capital acum. N-ai văzut câte, sunt. Toată lumea e ciumet, toată lumea e că toată lumea îți vorbește urât, toată lumea că mai ziceau ăștia, băi, eu întotdeauna am fost de partea poliției și a jandarmeriei. Înțelegi? Bine, lăsând ce s-a întâmplat la 10 august, că toată lumea s-a legat de căcatul ăla și gata, acum toți sunt niște nenorociți. pu până la urmă, trebuie să existe o lege, o ordine în țara asta. Că dacă n-ar fi poliția și jandarmeria, ar lumea peste noi aici, ne-ar omorâ. Ne-am omorât unii cu alții, știi? Dar eu le-a să fie mai drastici. Adică, bă, ori e legea egală pentru toată lumea, ori nu mai e pentru nimeni. Adică nu poți să mă oprești pe mine cu, 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 cu 170 la oră să-mi iei permisul și pe ăla îl oprești cu 200 și e băiatul nu știu care și nu îi știi? Vreau să mai jucăm un joc, să numește Am -Nam. Am făcut sau n-am făcut? Poți să dai și detalii dacă vrei, dacă nu, nu da. e nicio problemă. Am a mers fără bilet cu transportul în comun. Am mers. Mamă, mamă, dar nu că am mers. Făceam croaziere. <laughs> Asta e bună, făceam croaziere. Băi, ne, ne plecam din Craiovița cu 26 și cu 15, le ducea până la parc, de Craiova, știi? Băi, dădeam la ture, dar nu mai încă 2-3, până ne plictiseam, ne, ne, deja eram tovarăși cu șoferul, eram cu toată lumea, știam cu control, și controlori. Și călătorii învățasem. Mama. Asta să fie la confecții, să dă jos la parc. Sii? Hai, de ce te dai jos acolo? Trebuie să te dai Da, vedeți că a scris. În caz creșit. că lua pe cineva somn, nu putea să i da, trezească, da. Vedeți că mai aveți o Nu, tot, eram nu stop acolo și. ales pe tramvai, Da, Da, amen, ai luat vreodată? Da. 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 Ai plătit o? Ce unde? <laughs> Le-am plătit poate mare, că mi-au venit la financiar și așa, da, și da, Da, seama. ce era menție? Am n -am că am bani doar ca să bagă domnișoara în pat. dată. Bă, eu mi se pare cea mai mare prostie. Ce? M-am bani. Pe păi oricum, dacă n-ai, să vede că n-ai. Adică nu, deja m spui tu că ai. Să vede că ești terminat. Așa -i. Am n-am fost prins că m-am Mm. Am fost prins. Poți să ne dai da. și detalii? M-a prins tata. M-a -a prins tata, m-a bătut cu un furtun. Aveam un furtun era, cred că cablul din la trifazic, avea trei din alea pe oh. Da. Mi-a dat mă... -ai. Da, pot să spun că m-a curentat. Ce să... Deci putem spune că m-a curentat. Da, m-a prins. Mie, nu știu câți ani avea. Avea, un... avea el niște reviste. Nu mai știu pe unde le-am găsit. Știi? m-a turnat. Te... găsit. Atunat, atunat, da, Am n-am fugit de poliție. Oh. Ce fugi de poliție? O, cât... Aveam... Băteam pe o mie de metri garduri. Ba, mă dai seama. Dar Mar, ce, ce ai Caievița? făcut dai ai fugit? Tot ce dracu nu făceam. Bine, acum nu, nu se gândească oamenii că ieri al artei. Da. Eram puși. Spurgeam fabrici de pâine, furam butoaie din alea de bere, de aluminiu, să le vând. Bine, noi vorbim, cred că 15-20 de ani. A, e urmă, da, nu? ne alergau uia da. prin Craiovița, de la secția 5, nu știu dacă se uită, îi salut. Ne alergau ea săracii de ei, făceau bandă pentru noi. Când încă mai puteau să alergi. C nu, da. puteau. Când crepeu să gardul de la școală, Vai de capul meu. Era un domn acolo, brânzan nu știu dacă mai acum, cred că e. Voi băiatul când sărea cei care direct cu pisoul, să-i toată Stai, Era Erau bine pregătiți. Erau bine pregătiți. Eu cred că făceau sală pentru noi. Sau voi făcea sală cu ei. Da? Am n-am furat din magazin când eram mic. da am furat și mare. ce fură când erai mare de magazin? Și acum o mai fur. Ce? Mai o câte o brichetă, câte o, A, câte o nuga. nu se pune. Da, nu, nu. Câte o nuga, câte o, bă, știa, câte o ciocolățică. Ca să nu zică că pleacă, că pleacă cu mâna. Da, acolo, acolo, nu, 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 nu. Dar să-i înșel și-o, păi. A, am și înțeles. Să-i să te zici adică și eficiența. Eu. Adică v-am Păi eu odată i-am înșelat și pe de la Wizer. Cum? Mi-am luat bilet dus întors și nu m-am mai întors. <laughs> Bună. <laughs> Bună. <laughs> Bună. Eu, <e> <laughs> am, n-am făcut sex cu mai multe femei deodată. Nu, nu. Nu am făcut. Nu am, -am făcut. Fuc... Nu am fost din asta. Am, n-am înșelat vreodată. Am înșelat. Da. Da. Și ai fost prins? Bă, am fost și prins și. Bă, am și regretat. Mi-aș păr rău, știi? Adică zic, bă, dar ce de știi? Da, bine, am înșelat la modul. Nu cu sufletul. Cu trup. Da. Știi, gen. Na. Știi? Da, da. Astea au fost întrebările. Îți mulțumim că ai acceptat invitația noastră. Eu vă mulțumesc, sper că ai ieșit frumos, foarte bine. bine. Ieși. Foarte. Ieșit. Și te -am, știi ce te-am rugat și noi la final: să lași tu un gând bun pentru oamenii de acasă. Oamenilor de acasă, vă las un gând bun. Punct. Mulțumim. Super. <laughs>